sunt Claudiu Lucaci și vă spun bun găsit la o ediție specială a știrilor TVR. Ieri a fost cea mai neagră zi din toată perioada de la începutul pandemiei. Deși numărul de cazuri noi de îmbolnăviri cu noul coronavirus a fost sub media ultimei săptămâni, am avut 34 de decese într-o zi, cele mai multe înregistrate oficial. Mai mult, România a depășit Coreea de Sud la numărul de persoane infectate și la decese, țara asiatică fiind printre primele în care a explodat pandemia. Cu toate acestea, autoritățile medicale rămân în expectativă și se pregătesc pentru un vârf al îmbolnăvirilor în următoarele zile, cel mai probabil din cauza unor focare apărute în centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice. Aflăm care este acum situația de la Laura Fronoiu. Bun găsit, Laura, te rog cu ultimele informații. Bună ziua, Claudiu! Bun găsit tuturor! Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 a ajuns în acest moment în țara noastră la 11.036. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 401 cazuri noi, dublu, aproape dublu față de ziua precedentă, când au fost raportate 218 cazuri noi. 236 de pacienți sunt în continuare la terapie intensivă, iar bilanțul deceselor a ajuns la 608. Ultimele 7 decese au fost raportate în această dimineață. Vorbim despre oameni cu vârste cuprinse între 54 și 92 de ani. Toți aveau și alte probleme de sănătate. Însă peste 3.000 de persoane infectate s-au vindecat și au fost externate. Peste 35.000 de români sunt în continuare în carantină și în izolare la domiciliu, iar până acum în țara noastră s-au făcut peste 136.000 de teste. Autoritățile spun că vom atinge vârful epidemiei la sfârșitul acestei luni și nu este momentul să ne relaxăm. Cu cât vom respecta mai mult restricțiile impuse prin ordonanțele militare, cu atât vom trece mai ușor peste această epidemie. Mulțumesc, Laura. Spitalul județean din Ploiești este în alertă după ce o asistentă medicală a fost confirmată cu noul coronavirus. O anchetă epidemiologică a fost declanșată după ce femeia a început să se simtă rău la ieșirea din tură din noaptea trecută. A fost testată pozitiv, iar alte 45 de persoane, pacienți și cadre medicale sunt verificate și trecute în izolare. Asistenta medicală lucrează în secția de urgențe a Spitalului Județean Ploiești. A prezentat primele simptome ieri dimineață, la terminarea turei. A acuzat dureri în gât, motiv pentru care s-a decis de către medicul de gardă să recolteze inițial un test rapid care a ieșit negativ și un test PCR pe aparatul nostru din urgență, după care ne orientăm nefiind avizat de Ministerul Sănătății. La testul PCR a ieșit pozitiv. Asistenta a fost transportată de urgență la Spitalul CFR din Ploiești. Aici sunt internate și tratate cazurile ușoare de COVID-19. Între timp, medicii au testat toți colegii acesteia din tură. Direcția de Sănătate Publică Prahova a demarat o anchetă epidemiologică în cadrul căreia a testat 45 de persoane. Este vorba despre personalul medical din tura de noapte, din secția unde activează femeia, dar și pacienții cu care aceasta a intrat în contact. De la începutul pandemiei, la nivelul întregii țări, peste 1.000 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Secția de terapie intensivă a Spitalului Militar Rol 2 va fi operațională la începutul săptămânii viitoare, la aproape o lună de la ridicarea unității medicale mobile într-un spațiu de lângă capitală. Sunt 24 de paturi disponibile cu toate dotările necesare pentru tratarea cazurilor grave de coronavirus. Celelalte secții ale acestui spital funcționează de câteva zile. Cu sprijinul societății civile și a Spitalului Militar Central, amenajarea secției ATI a Spitalului Rol 2 a fost terminată. Mai sunt așteptate doar câteva echipamente pentru toate dotările necesare tratării cazurilor grave de COVID-19. Cele 24 de paturi sunt paturi de terapie intensivă speciale. De asemenea, așa cum puteți vedea aici, sunt și ventilatoarele aduse, sunt și injectomatele. Monitoarele vor fi astăzi, după amiază și mâine, vor fi asamblate și poziționate. La pacienți cu COVID-19 trebuie să se intre cât mai puțin, dar în același timp să fie supravegheați. Și de asemenea așteptăm să montăm și camerele de supraveghere pentru ca asistentele și medicii noștri să poată supraveghea și pe această cale pacienții. Spitalul funcționează logistic după modelul Spitalului Militar Central. E structurat pe 3 secții și deservit de personal medical de la această unitate spitalicească. Secția bolnificoasă funcționează, secția OCU funcționează în această locație de câteva zile, am și externat 6 pacienți până acum, dar greul bătăliei în acest lucru se va duce aici, în spațiile acestea, unde vor fi și mai gravi pacienți. Din punct de vedere medical, pot să afirm cu mare certitudine că tehnica și
mijloacele de tratament prezente în această secție sunt la nivelul standardelor europene. În 18 aprilie, 7 pacienți cu coronavirus au fost internați la acest spital, fiind transferați de la Institutul Ana Aslan din Otopeni, unde există o tabără destinată formelor ușoare și medii pentru pacienții infectați cu COVID-19. Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 se apropie de 3 milioane pe plan mondial și a fost depășit pragul de 200.000 de decese în întreaga lume. Organizația Mondială a Sănătății susține că la momentul actual nu există dovezi care să ateste că persoanele care s-au vindecat sunt protejate de o eventuală reinfectare. America rămâne țara cea mai afectată, cu aproape 950.000 de cazuri și 54.000 de decese. În pofida acestui lucru, în California, vremea frumoasă și relaxarea carantinei au adus pe plajă mii de oameni. Guvernatorul Californiei a îndemnat oamenii să rămână acasă, însă tentația de a merge la plajă a fost mai puternică. Au fost relaxate unele restricții legate de noul coronavirus, iar americanii nu au mai stat pe gânduri. Cu sau fără respectarea măsurilor de distanțare socială, au revenit pe cele câteva plaje deschise în California, cu prosoape și plăci de surf. Puțini au avut și măști de protecție. It's gorgeous. Everybody wants to come out. And people aren't practicing physical distancing. I'll be announcing in a week or so these numbers going back up. Și autoritățile din Michigan și Colorado au activat planuri pentru relaxarea restricțiilor. În Texas, restaurantele își așteaptă clienții, iar în Georgia s-au deschis saloanele de înfrumusețare și sălile de forță. If we don't work, you know, it's hard for us to maintain ourselves, our livelihood, support our families, and it's on my shoulders to make sure that we're able to do that in the safest way possible. Președintele Trump și-a exprimat de mai multe ori dorința de a reporni economia cât mai repede, însă mai mulți specialiști au avertizat că această măsură ar putea aduce un nou val de infectări. Virusul dictează cronologia evenimentelor, a declarat epidemiologul Anthony Fauci, care coordonează strategia americană pe acest subiect. Și pentru români pare tot mai clar că aceștia renunță la măsurile de izolare și nu mai țin cont de avertizmentul autorităților. Măcelăriile sunt luate cu asalt de bucureșteni cu gândul la micii sfârâni pe grătarul încins. Suntem în direct cu Alexandru Costache, care se află la o carmangerie de pe șosea Pantelimon din capitală. Bună ziua, Alex! Ce ai găsit acolo? Pare să fie o aglomerație ca în zilele obișnuite. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua tuturor! Vremea frumoasă i-a determinat pe mulți români să facă grătare, așa că sunt cozi la magazinele de carne și mici. Oamenii încearcă totuși să respecte distanțarea socială și păstrează cei 2 metri regulamentari la coadă. Am vorbit mai devreme și cu câțiva dintre clienți. Toți spun că vor face micii fie acasă pe grill la aragaz, fie pe grătar la ei în curte. Știți de bună seamă cu toții că nu aveți voie să faceți grătare în locuri publice din 2 motive logice. Nu aveți voie, în primul rând, să ieșiți din casă fără un motiv întemeiat, ori să mergi să faci un grătar în locuri publice la iarbă verde nu este tocmai un motiv justificat, și în al doilea rând, nu aveți voie în grupuri mai mari de 3 persoane, ori se presupune că la un grătar la iarbă verde în locuri publice ar fi totuși mai mult de 3 persoane. Așadar, faceți grătare doar acasă, în curte, în format restrâns. Acestea sunt informațiile. La revedere! Chem aici ediția specială, să aveți o zi frumoasă în continuare, bineînțeles stați acasă dacă este posibil și aveți grijă de dumneavoastră și rămâneți cu Televiziunea Română. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!